ce de plăcut, numai nu are. Ce aia de schi acolo, trambulina aia? Salut, Alex! Trambulinile alea de jocuri olimpice. Viața, viața. Salută. Da, am auzit. Am auzit. Da, păi nu știu ce se întâmplă anul ăsta, că am zis că am pisit tot. Dacă și pe la vine sunt pe partea aia, nu prea ningea, abia s-a urcat pe acolo. Fie șansă. Vremea aiurea, știi, că la minus 3 grade e cald. Zăpada moale. Formează gheață. La Păișor, când am venit, am trecut pe roșu aici, cam. Din sensul ăsta aici, dacă prinzi un camion la semafor, nu mai trece. Rămâi în pantă acolo. Apoi am depășit. Am pus avarii și m-am dus pe roșu, am coacționat și m-am condus. Noaptea când treci e mai ok, că e mai liber, dacă nimerești ziua... Eu obicei când e pe roșu și e noapte, la
sau ziua și văd că nu vine nimeni, trec. Trec, altfel nu mai reușesc să plec pe acolo. Mai este la Narvik la fel. Și noi ăștia care avem pasiune super și pentru noi, știi? Și la Narvik acolo, pe Norvegia la fel, ai un senzorator și semafor drept în pantă. Rămâi la semafor, gata. Nu știu, că sunt puse anume alea. Ca să nu mai pleci pe loc. Da, e când e mai aglomerat. Ei, schimb la noi cu peștele, când vine peștele, atunci pleci. Nu e odată. Când pești, nu ai voie să stea. Am plecat. Dacă ai program. De ce când te aduci, tu ai program. Nici mai rău ca mai sunt. Dar nu știu ce face drifturile astea.